socialiștilor să vă vizitez, să discutăm, să vedem eventual, nu dau cuvântul, deoarece dacă este regulamentul Parlamentului pe care trebuie să-l respectăm. Ori se așează toți deputații la locurile lor și eu vă dau cuvântul, ori, respectând regulamentul, propun o pauză de jumătate de oră și sunt gata să discutăm în cadrul fracțiunii Partidului Socialiștilor. Dragi colegi, domnul Dodon ne roagă să oferim cu încălcarea regulamentului cele 15 secunde. Domnul Dodon, vă rugăm frumos, poftiți, aveți cuvântul. Stimați colegi, stimați concetățeni, de fapt, ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, într-un stat capturat, este vorba de uzurparea puterii de stat, inclusiv ceea ce face președintele Parlamentului, care nu dă curs inițiativelor legislative ale deputaților. Noi astăzi am abordat mai multe subiecte importante, ceea ce țin de problemele sociale, compensații la tarife, situația în medicină, demisia celor care au fost implicate în furturile de miliarde. Președintele Parlamentului și unii deputați nu au dat curs acestei invitații. De aceea noi astăzi am blocat tribuna Parlamentului și cerem în mod categoric ca președintele Parlamentului